Hai să vă spun cum fac evreii afaceri de succes. Morris îi spune fiului său: vreau să te căsătorești cu o fată pe care o aleg eu. Fiul răspunde: îmi pare rău, dar îmi voi alege singur mireasa. Morris: bine, cum vrei, dar mă gândeam la fiica lui Bill Gates. Fiul: ok, atunci răspunsul meu este da. Morris se duce atunci la Bill Gates și îi spune: am găsit un soț pentru fiica ta. Bill Gates îi spune: fiica mea este prea tânără pentru a se căsători. Morris: hai, ce păcat! Tânărul este vicepreședinte la World Bank. Bill Gates răspunde: ok, atunci răspunsul meu este da. În final, Morris se duce la președintele World Bank și îi spune: cunosc un tânăr pe care îl recomand ca vicepreședinte al băncii. Președintele World Bank spune: dar sunt deja mai mulți vicepreședinți decât este necesar. Morris: da, dar acest tânăr este ginerele lui Bill Gates. Președintele: ok, atunci răspunsul meu este da. E, și uite așa au evreii succes în afaceri.